Bună seara! Vă mulțumesc că ați găsit timp pentru acest eveniment. Acum câteva minute a luat sfârșit ședința biroului permanent, în cadrul căreia a fost luată decizia de a convoca ședința extraordinară a Parlamentului pentru ziua de joi și vineri, adică pentru data de 20-21 ianuarie. Sunt două lucruri care trebuie menționate. Cunoașteți, guvernul a adoptat o hotărâre și va veni cu o solicitare cu privire la propunerea declarării stării de urgență, unul din motivele pentru care am convocat ședința biroului permanent. Mâine, începând cu orele 9, așteptăm guvernul în Parlament pentru a prezenta această inițiativă. Tot în ziua de vineri deja vom avea o listă de 15 proiecte, dacă nu greșesc, proiecte de legi care o parte sunt din sesiunea precedentă, țin de câteva acorduri internaționale, sunt proiecte de lege care au fost aprobate de curând în legislativ privind compensarea diferenței de preț pentru consumul la gaze naturale, energia termică. În perioada rece a anului vom avea proiectul care ține de votarea în lectura a doua acordului cu Fondul Monetar. Din cele mai de rezonanță vom discuta proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la procuratură, un proiect important și mult așteptat. Vor fi proiecte de hotărâri care vizează numiri în cadrul Comisiei Naționale a Pieții Financiare. Vom avea un proiect pe ordinea de zi, proiectul legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Este vorba de acea evaluare despre care foarte mult s-a vorbit pentru candidații care aspiră la poziția de membru în cadrul CSM și CSP. Și, în ultimul rând, proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la energia electrică. După cum vedeți, este o agendă consistentă. Mâine vom dezbate solicitarea Guvernului cu privire la propunerea declarării stării de urgență, după care, doar acest subiect, după care deputații vor munci în comisii, da? Iar vineri vom parcurge întreaga agendă pe care în foarte scurt timp o să o aveți disponibilă pe site-ul Parlamentului. Rugămintea și apelul meu este către toți deputații Parlamentului care de luni, în mod firesc, trebuie să revină la muncă, să se mobilizeze și mâini să fie prezenți în ședința de plen a Parlamentului. Este o ședință foarte importantă în cadrul căreia trebuie să analizăm situația legată de în domeniul energetic. Asta au fost informațiile. Dacă sunt detalii, e nevoie de detalii, sunt la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu, ne vedem mâine, începând cu orele 9 mâine și începând cu orele 10 vineri. Vă rog. Până vineri, la ora 9, urmează să fie sistat livrarea de gaze, în cazul în care nu vom achita în avans plata pentru luna ianuarie. Ce părere aveți dumneavoastră? Și știind că aceasta era stipulată și anterior în contract, însă până acum Gazprom nu a venit cu astfel de amenințări. Eu, sincer vorbind, mă așteptam la o abordare mult mai colegială, dacă pot spune așa, pentru că toți
mă refer și cetățenii Republicii Moldova și întreaga Europa, trecem printr-o perioadă mai dificilă legată de criza energetică. Acum, corect ați menționat dumneavoastră, această clauză, ea nu este nouă. Faptul că se insistă în cazul nostru și în acest moment asupra acestei clauze, evident că a determinat guvernul să intervină cu solicitarea de instituirea stării de urgență cu lista de soluții. Și este incomparabil sumele enorme care se acumulau, devierile care se acumulau altă dată de milioane, de miliarde de devieri versus aceste 10-15 milioane sau 20, la să fie maximum, de milioane de dolari. Așa a decis furnizorul, compania locală care este totalmente controlată de Gazprom, nu a putut găsi o soluție, nu a putut onora angajamentul, motiv pentru care noi am luat act și am procedat cum am procedat pentru a asigura furnizarea continuă a agentului termic, a gazelor pentru populație. Noi ne vom onora angajamentul și tot ce ține de și de acoperirea compensațiilor, așa cum am spus, guvernul va fi alături de cetățenii săi. Vineri, așa cum am spus, veți examina proiectul de lege a modificării energiei electrice, da, privind energia electrică. În acest context, ați avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Ați discutat inclusiv despre criza energetică, situația regională, despre ședința comună ale celor două guverne. Dacă este să ne referim la criza energetică, dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre ce ați discutat și dacă tot ne referim la energie electrică, dacă ați atins și subiectul stației de la Vulcănești? Bine, noi am atins mai multe subiecte, inclusiv și acest subiect, și am zis că nu trebuie să ne oprim doar la subiectul stației de la Vulcănești și linii de interconectare, trebuie să privim în ansamblu și alte opțiuni de interconectare și din ambele părți a fost o înțelegere că trebuie să grăbim procesul. Evident că iarna o să o trecem, avem deja și experiență și avem foarte mulți prieteni, dar agenda pentru viitorul foarte apropiat, imediat, este deja setată, iar în cadrul ședinței celor două guverne, apropo, o să fie o ședință memorabilă în sensul că este prima dată când o să aibă loc ședința comună a guvernului, a cincea, paramis, în istorie, o să fie la Chișinău. Este un semnal foarte bun, este o agendă foarte consistentă, o să vedeți și dumneavoastră, n-am să deschid aici multe paranteze, o să o facă guvernul, sunt lucruri care au impact la firul ierbii, asupra fiecărui cetățean, în sens bun a cuvântului. Ar putea fi semnat în cadrul acestei ședințe acordul care prevede acordarea unui ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane? O să vedeți, chiar astăzi guvernul a României a luat o decizie, a apropiat acest moment, o să fie și alte lucruri foarte bune. Apropo, noi în ședința de vineri o să votăm acordul care ține de recunoaștere reciproc a diplomelor, titlurilor și gradelor științifice semnate între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României. Noi vineri o să o facem în Parlament. Eu vă mulțumesc, o seară bună, ne vedem mâine. La revedere!